proiectul în sine dorește să implementeze această îmbunătățire a calității activității didactice într-un mod care cu toții l-am trăit influențat de pandemie, un mod în care interactivitatea fizică cu pacientul a fost îngreunată datorită pandemiei, prin organizarea unui centru de e-learning medical în care să punem la dispoziție studenților, rezidenților un mod de a participa într-o simulare de pacient aproape egală cu realitatea. Și acest lucru este important pentru ca studenții, respectiv rezidenții, să învețe de a interacționa cu pacientul, se pot pune întrebări pacientului, pacientul răspunde, se poate astfel, în afară de anamneză, face și un examen clinic în care pe imaginile, sigur, virtuale, poți să deplasezi, de exemplu, stetoscopul, să asculți anumite zone, un simulator de pacient foarte performant. El îți dă posibilitatea de a cere analize, îți dă rezultatele respective, chiar și investigațiile pe care le dorești și îți spune dacă cer prea multe investigații, de exemplu că acea investigație nu era necesară sau acea investigație trebuia să fie prima cerută, în funcție sigur de acuzele pe care le prezintă respectivul pacient. Aceste lucruri vor face parte din acest centru pe care dorim să-l permanentizăm și care să fie accesibil nu numai cadrelor didactice care după aceea să lucreze cu el pentru studenți, dar și studenților și rezidenților ca oricând să-și încerce de fapt aceste posibilități clinice de a vedea un pacient, de a examina un pacient, de a trata un pacient și succesul pe care îl au. Sigur că este o metodă nouă, este o metodă implementată de câțiva ani de zile care se perfecționează permanent și care cred personal că ne va ajuta. Mai mult decât atât, experiența pe care am acumulat-o prin efectuarea de aceste seri de cazuri clinice, seri de cazuri clinice în care prezintă medici rezidenți, tineri specialiști și mai departe, care au urmat în perioada de pandemie în care studenții au putut să vadă cazuri clinice prezentate în fiecare săptămână, fie medicale, fie chirurgicale, de a le permanentiza într-un centru, un centru de e-learning medical. Sigur că această platformă care o achiziționăm prin respectivul proiect va rămâne la noi în universitate și va putea să fie dezvoltată în acest sens. Vom organiza, bazat pe aceste elemente virtuale pe care noi le-am achiziționat și care ne vor ajuta de a organiza o școală de vară. Și școala de vară va fi a Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș, în care vor fi prezentate, pe lângă niște cursuri destul de ample de către cadrele didactice, aceste cazuri, simulări de cazuri clinice, în care ceea ce se predă se poate exemplifica prin niște cazuri clinice virtuale. Sigur că noi facem aceste încercări de a trece nu neapărat într-un mod virtual, dar de a fi pregătiți, că niciodată nu știi când vine și ce vine, de a putea organiza aceste pregătiri virtuale a studenților noștri, a rezidenților noștri. Această școală de vară care va derula timp de 2 săptămâni în luna iulie, o săptămână de cazuri clinice de medicină internă și o săptămână de cazuri clinice de chirurgie, în care sunt atinse mai multe specialități ca și cele medicale, vor încerca să arate întreaga și vasta cazuistică care poate să fie atinsă și în mod virtual, în care studenții, rezidenții tine pot să participe. Considerăm că este un pas înainte în a diversifica oferta noastră de pregătire a cadrelor universitare și a tinerilor colegi, lucru care este pe zi ce trece din ce în ce mai necesar. Sigur că ne-am dorit să fim tot timpul într-o interactivitate fizică permanentă, să nu mai avem
acele probleme pe care le-am avut până acum. Dar niciodată nu știi ce vine și este bine să fii pregătit, iar de fapt ne-am dorit ca pe lângă pregătirea care o vom avea față în față cu pacientul, cu interactivitate, să avem posibilitatea de a ne aprofunda anumite lucruri, anumite cazuri prin acest centru de e-learning. Eu cred că este o dezvoltare nu neapărat, cum să zic, virtuală a părții de clinică medicală, ci este o dezvoltare, să zicem, de a aprofunda elementele pe care le-ai învățat, pe care le înveți, pe care le vei învăța și într-un fel de simulare virtuală pe cazuri clinice care sunt, trebuie să recunosc, foarte bine organizate, foarte bine gândite și structurate. Și sunt cazuri clinice, pornind de la cazuri reale pe care le vedem în sistemul de urgență, în sistemul de ambulator, în sistemul de spitalizare și pe care astfel studentul, rezidentul poate să aibă capacitatea de a interacționa cu el, de a diagnostica un asemenea pacient și de a-l trata. Și acest lucru cred că este benefic colegilor tineri și reprezintă un pas înainte la nivelul universității. Noi deja am început achiziționarea părții de simulare. În decurs de una-două săptămâni se va termina achiziționarea și pregătirea softului respectiv, deoarece în perioada începând din 12 iulie începe școala de vară. Și asta înseamnă că în scurt timp, în 3-4 săptămâni, deja vom începe școala de vară, vom începe cu cazurile medicale, vor fi dedicate, de exemplu, cazuri de parte de cardiologie, de parte de diabet, cazuri de urgențe medicale, urmate sigur și de anumite părți chirurgicale, începând de la traumatologie până la abdomenul acut, dând posibilitatea să interacționeze cu acest simulator de caz, în a pune corect un diagnostic și a încerca să se învețe, de exemplu, care analiză este pe primul loc de a fi făcut. Simulatorul îți spune, poți să ceri 10 analize, dar el îți spune, de exemplu, această analiză era importantă, restul nu erau necesare. Și prin această gândire te învață care este și ordinea și prioritatea de solicitare a unor investigații pentru un pacient și după aceasta este de a învăța și terapia pe care trebuie să o aplici. Și la fel spune, dozajul care a fost, n-a fost corespunzător sau în funcție de datele pe care le are în spate, date din ghidurile medicale existente la ora actuală, din protocoalele medicale care se implementează. Depinde de tipul de caz sau acel simulator pe care îl vom prezenta, simularea de pacient, se vor pune la dispoziție toate elementele de examen în acel context. Pentru un caz neurologic, începând cu elementele care sunt necesare pentru acest examen. Pentru cazuri chirurgicale, sigur, dependent de ce tip chirurgical este. Dacă este de a urmări o gravidă, ceea ce este necesar pentru examenul gravidei, pentru un examen pentru abdomen acut, elementele care îți pun în evidență cauza abdomenului acut sau îți susțin diagnosticul respectiv. Da, el este foarte variat în funcție de pacient și în funcție de comorbidizățile pe care le are. Pacienții sunt niște pacienți virtuali, pornind de la pacienți care au fost într-un serviciu medical. Este construit de către o firmă de soft din Portugalia, la care am luat acest foarte, să zic, sofisticat program de simulare de pacient, în care ei sunt deja în baza de date. Avem cel puțin 60 de pacienți în baza de date cu care putem să ne, să zicem, să jonglăm examinarea pacientului, diagnosticarea pacientului, cât și terapia lui. Cam asta este cam 60 de cazuri. Sigur că ei au la dispoziție o bază de date care ajunge până la 400 de cazuri de diferite patologii.
Noi am zis că primul pas pe care îl facem, cred că ne ajunge ca să începem să învățăm 60 de cazuri pe care să exersăm, văzând și făcând, adică dacă se dezvoltă partea aceasta, lumea este, să zic, încântată de acest mod de abordare, să putem să dezvoltăm și mai departe. Deci, sigur că compania ne dă posibilitatea de a schimba anumite cazuri clinice cu altele care ne interesează pe noi, poate mai mult. Este un simulator care se numește Body Interact și are foarte multe caracteristici care ne interesează atunci când lucrăm cu un soft de simulare. În primul rând, vedem pacientul cu ochii noștri, deci nu este un text sau doar un caz pe o foaie de hârtie. Îl vedem, se mișcă, transpiră, clipește. Putem să-l examinăm, putem chiar să îl mutăm dintr-o poziție în alta, de exemplu, dacă vrem să-i vedem picioarele, putem să-l rugăm să se așeze pe marginea patului. Pacientul poate să vorbească, ne spune cum se simte și aceste lucruri se schimbă în timp real. Putem să examinăm diferite părți ale corpului, putem să vedem corpul în întregime, putem să ne uităm numai la picioarele dânsului, putem să examinăm numai fața, și avem chiar și modificări ale facesului care pot să apară în cursul bolii. Următorul pas pe care îl facem, desigur ca și în orice examen clinic, este în primul și în primul rând trebuie să discutăm cu pacientul. Și avem posibilitatea de a-i pune întrebări care din nou ne atrage foarte mult că se schimbă în timp real. It's Monday. Am întrebat pacientul cum se simte, pacientul a răspuns că este ziua de luni. Nu este o eroare a programului, pacientul este dezorientat și toate întrebările pe care îi le punem vor avea ca rezultat un răspuns oarecum dezorientat. I took a bath yesterday. Pacientul răspunde iarăși în afara întrebării și atunci trebuie să mergem mai departe. Vedem că nu reușim să discutăm foarte mult cu el. I'm feeling really tired. După ce ne-am orientat prin conversația cu pacientul, putem să mergem mai departe, să vedem un examen clinic. Asta iarăși este o parte interesantă a acestui simulator, pentru că examenul clinic este foarte, foarte complex. Putem să observăm, de exemplu, căile aeriene în timp real și dacă suntem de diferite nivele de competență în anumite specialități, toate examinările pe care le facem vin cu un raport care ne spune cum este de fapt normal sau nu. Putem să folosim sau nu această opțiune, dar ea este acolo. Mai departe, putem să efectuăm o auscultație cardiacă. Unde putem să mergem dintr-un focar în altul. Sunetul se va schimba în funcție de focarul pe care îl alegem. Deci ați văzut cum am trecut din focarul mitral, am ajuns până în focarul aortic și sunetul s-a schimbat. Desigur, pacientul nu are niciun suflu în acest moment, zgomotele cardiace sunt normale, dar vom avea și cazuri în care aceste lucruri nu vor fi așa. Mai departe, cu examenul clinic, putem să mergem și, de exemplu, în a vedea scorul Glasgow. Avem, după cum vedeți, un scor mai mic decât 15, deci avem deja o modificare a stării de cunoștință și trebuie să înțelegem ce se întâmplă. Mai mult, ce s-a întâmplat acum este că pacientul și-a pierdut cunoștința. Pacientul nostru este un model simulat în timp real. Dacă nu intervenim asupra problemei sale, el și-a pierdut cunoștința, așadar trebuie să aflăm repede ce se întâmplă. Ce putem să folosim? Avem un arsenal de monitoare, după cum ați văzut, tensiunea arterială, pulsul, frecvența respiratorie și saturația în oxigen. Și mai dăm drumul la monitorizarea temperaturii și a glicemiei. Când am găsit glucometru, vedem că are o glicemie foarte scăzută,
trebuie să acționăm repede, temperatura este normală, ceea ce trebuie să facem, putem să îndepărtăm aceste elemente din display-ul nostru. Și acum, pentru a putea să administrăm pacientului medicație, trebuie în primul rând să montăm o linie venoasă. Totul se întâmplă cu o oarecare taxă în timp, deci noi facem totul contra cronometru, deci vom fi taxați câteva secunde pentru introducerea acestui cateter, dar de îndată ce el este montat, avem acces la posibilitatea administrării medicației intravenoase. Ce vom administra? Desigur, dacă avem o hipoglicemie, ne vom orienta către glucoză. Vom administra o soluție concentrată de glucoză într-un bolus intravenos și avem chiar și opțiunea de a selecta cantitatea în care administrăm. Și până se întâmplă asta, mai doresc să vă arăt, putem să facem inclusiv teste imagistice. De exemplu, pacientul care și-a pierdut cunoștința neapărat trebuie să beneficieze de o tomografie. Putem să facem și o tomografie. După cum vedeți, o tomografie va fi taxată mai mult în timp. Pacientul încă I'm feeling really tired. Tocmai s-a trezit, nu mai este inconștient, e clar că i-am administrat un tratament corespunzător, s-a trezit, nu mai transpiră. Vedem și rezultatul tomografiei craniene imediat. Iată, avem o tomografie craniană, dar am și terminat cazul pentru că i-am administrat tratamentul corespunzător. Mergând mai departe, nu s-a terminat aici, doar cu tratamentul de succes al cazului. Mergem mai departe. Avem o întrebare cu răspuns multiplu la care trebuie să răspundem. Desigur, hipoglicemia a fost diagnosticul în acest caz. Un feedback asupra cazului. Și aici, iată, este porțiunea poate cea mai importantă din punct de vedere didactic. Avem un centru de feedback în care primim un scor global pentru performanța noastră, care, după cum vedeți, nu este deloc 100% și atunci putem să mergem să vedem ce s-a întâmplat. Aflăm care sunt itemii didactici la care am fost expuși în această simulare, care este obiectivul acestei simulări și putem să avem acces chiar și la resurse în plus despre referitor la cazul nostru. Dar hai să vedem de ce nu am făcut un caz perfect. Iată, tratamentul nostru, deși a fost 100%, testele noastre diagnostice au fost mult, mult sub standard. Și aici poate deja unii dintre voi intuiți, nu am reușit să facem examene paraclinice, iată, nici CT-ul nu a fost făcut și haideți să vedem exact ce s-a întâmplat. Vedem ce ar fi trebuit să facem. Biochimia sangvină nu a fost efectuată. Tomografia am reușit să o facem, dar nu am efectuat un EKG. Toate aceste lucruri ar fi dus la un scor de 100% și vom ști data viitoare cum să facem aceste lucruri într-o anumită ordine. Acesta este un lucru care ne atrage la simulatorul acesta. Lucrurile trebuie făcute într-o anumită ordine. Trebuie să evităm să facem lucruri în plus și în minus. El ne taxează și dacă facem lucruri în plus și dacă facem lucruri în minus. Mai mult, nu doar scorul este măsura performanței, ci ca și cadru didactic putem să interacționăm direct cu acțiunile studentului, le vedem una după alta ce a făcut în fiecare secundă și cum a reacționat pacientul în timp real la acțiunile studentului. Toate aceste acțiuni pe care studentul le-a făcut
sunt reținute de către program și pot fi apoi discutate împreună cu cadrul didactic pentru a vedea pas cu pas, vedeți, în fiecare moment ne arată cât era tensiunea arterială, cât era frecvența cardiacă, care era valoarea glicemiei, toate aceste lucruri sunt înregistrate și putem să revedem ceva ce s-a întâmplat pentru student în timp real, care este un lucru practic imposibil de făcut în o practică clinică ocupată, în care multe lucruri se întâmplă deodată și în spital nu avem tot timpul această liniște de a putea evalua pas cu pas deciziile studentului.